La Spitalul Județean din Piatra Neamț se fac noi percheziții în dosarul incendiului de la secția ATI. Anchetatorii verifică actele referitoare la lucrările de întreținere a spitalului din ultimii 16 ani. Ieri au mai fost ridicate probe pe lângă cele prelevate, deja imediat după incendiu, care vor fi analizate de specialiști pentru a se stabili cu exactitate cauza producerii incendiului. Anchetatorii au solicitat date ale terminalelor din saloanele ATI care au ars, adică informațiile ce ar fi trebuit stocate în sistemul IT al spitalului, dar care până acum nu au fost găsite. Pe lângă astea au fost solicitate și fișele medicilor ale pacienților aflați în momentul producerii incendiului în secția care a ars. În saloanele arse, alte probe materiale pe lângă cele prelevate deja imediat după incendiu sunt verificate de asemenea toate datele referitoare la achizițiile și investițiile de la secția ATI începând cu anul 2005.